Două din punctele importante ale ședinței CLM Buzău de azi s-au referit la compania de apă și la încercarea primăriei Buzău de a prelua controlul asupra firmei de apă. Un punct a vizat schimbarea statutului companiei de apă, iar celălalt schimbarea pe viitor a membrilor Consiliului de Administrație al companiei de apă. Celor 12 consilieri locali rămași în ședință le-a vorbit avocatul Lucian Sălcuțan, mandatat de primarul Constantin Toma să-l schimbe în cele din urmă pe Ionel Tescaru de la conducerea companiei de apă. Deci adunarea generală este forul care va modifica efectiv actul constitutiv al companiei de apă și nu hotărârile care le rezolvă astăzi. Hotărârile ce le rezolvă astăzi privesc doar exprimarea voinței municipiului Buzău în calitate de acționar majoritar în ceea ce privește activitatea societății și respectiv modificarea actelor constitutive. Vedeți dumneavoastră, fără de legea să face imediat. Legea până la urmă câștigă, dar trebuie timp. Asta încercăm și noi. Vedeți în ce am votat astăzi? Ca Lucian Sălcuțan să se ducă în instanță, să-i ceară prin instanță, prin judecător, decizie judecătorească, ca acest Tescaru să țină adunarea generală convocată de acum 68 de zile. El trebuia după 30 de zile maxim să facă ceva. Bineînțeles că nu-i singur în treaba asta. Nu pot să spun mai mult, dumneavoastră știți mai multe ca mine, pentru că acest Tescaru nu este singur. Acționează într-un grup. Identificație. Toma s-a referit și la faptul că Ionel Tescaru și compania de apă i-au făcut plângere la DNA. Cred că nicăieri în lume nu s-a întâmplat și să nu se va întâmpla ca un administrator, gândiți-vă la Ford sau la cine vreți dumneavoastră, să-i facă plângere penală acționarului majoritar. Este absolut incredibil. Nu există așa ceva și nu va exista așa ceva. Cele două proiecte de pe ordinea de zi au fost votate, însă până la rezultatul dorit de primarul Constantin Toma, schimbarea din funcția directorului Tescaru, drumul va fi lung și anevoios. Există și posibilitatea ca până la urmă războiul să fie câștigat de Ionel Tescaru și actuala conducere de la compania de apă.